Salut și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi o să vorbim despre ce arme nu-mi prea plac mie, adică trag greu și da, o să vorbim astăzi despre ele. Hai să dăm aici. Houston. Și da, nu uitați acolo de un subscribe să facem și noi 135 de subscriberi. Că știu că eu când postez nu prea fac subscriberi, fac doar like-uri, dar îmi place. La 5 like-uri vom da un cont giveaway de Brawl, pentru că am zis că dau. Și da, așteptăm să ne bagem match. Așa, prima oară vreau să mă duc aici la cât să vorbesc despre Deagle. Deci, Deagle-ul nu prea place pentru că, stați așa, să zicem că un adversar vine dincolo, așa, vine aici, rush. Și tu încerci să tragi și gen ți se duce în sus. Și aia nu-mi place. Deci, hai să vedem următoarea armă. Acest fab nu-mi place mie pentru că, da, trage bine, dar, nu știu, e mai așa. Cum să zic? Mai urățel. Trecem puțin la Tero și să zicem aici că mie nu-mi place foarte mult MP5-ul ăsta. Îmi place așa când trei eu să mă joc, dar când e să bag un deadmatch, eu nu-l folosesc. Pentru că, da, mai bine folosești M40 și AK sau AVM. Pe ce ești tu main? Sau pe ce vrei să joci dacă ai misiune și de-astea? Următoarea armă este Funfalul, care de ăsta nu mai vorbesc. Seamănă ca un nu foarte mult, dar mie nu-mi prea place ăsta. Pentru că nu tragi la fel ca cau și de asta îmi place. Hai să trecem aici. Și acum nu-mi place mie ăsta. Deci, dintre toate sniperele astea de aici, așa, nu-mi place ăsta și M10L. Pentru că nu trag la fel ca AVM-ul, dar și ele bune, nu pot să zic. Dar eu prefer mai mult AVM. Trecem aici. Și nu mai am bănuți ca să vă arăt ceva. Nu-mi place pe 90 pentru că nu-l folosesc. Aia e. Și când o să-mi iau eu schimb pe P90, atunci o să joc eu cu el. Da, și să vă arăt ce arme mi-am luat. Dar în următorul episod o să vedem ce arme mi-am luat. Deci, da, ne revedem data viitoare. Pa!